Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Luca dintre noi era cel mai pregătit cu sărbătorile cu asta, nu? Sunt foarte îngrijorat pentru Luca. De ce? Astăzi este Ignatul. El Luca este fan pomana porcului. El organizează și organizează cel puțin. El nu face el pomana porcului. Nu faci tu pomana porcului. Ba da, mai și fac. Unde faci tu? Paragaz. Mai e tot aia plică. Nu, e adevărat. Da, am oameni câte, care... câte ai organizate anul ăsta deja? Păi nu, anul ăsta nu ți-am zis că am ratat. Și acum ești răcit, de asta zic că sunt îngrijorat. Cum te duci tu la pomana porcului, cum mănânci prin mască? Nu mă duc, deci anul ăsta că n-am nici gust 100% și e păcat. N-ai gust? N-am 100%, când ești răcit, n-ai... Nu știi? Ți-e frică de mine? Dar eu încep să-mi pun întrebări asupra adevăratei prietenii dintre noi. Odată că eu am dat 3 sud-est și tu n-ai dat 3 sud-est astăzi. Și doi, de ani de zile tu te duci la pomana porcului și n-ai aranjat nimic nici pentru domnul Zafiu, nici pentru mine, în condițiile în care eu am mâncat o singură dată în viața mea pomana porcului. Nu cred. La Europa FM. Ba da, în urmă cu mulți ani, când era Zaf, când se făcea în, în garaj, 10 ani. Eram în partea cealaltă, la precedentul sediu, era o clădire unde eram doar noi, deci, și mama... Radio 21 la vremea respectivă, mama... deci eram singur cumva. M-am angajat eu la Europa FM. Și astea porc pe stradă, acolo, pe vremea măcelariu? A venit tăiat. Porcul venea tăiat și aveam un spațiu în spatele clădirii, unde nu prea se... Da. Adică n-avea vedere la stradă, nu, eram mai pitiți acolo. Primul Crăciun sau prima iarnă sau a doua pe care o făceam ca angajat la Europa FM și colegii vin, vii la pomana porcului, mă întreabă. Zic, unde mergem? Păi zice, aici, în spate. Zic, aici, da, în spate, unde? Asta fiind în mijlocul Bucureștiului, adică într-o zonă bună, în lângă șoseaua Nordului, frumos, știi? Da, chiar în mijloc, da. Colegii de la regia de publicitate se ocupau special. Păi și-au venit cu un ceaun și cu un arzător, cu butelie, și s-au pus în spatele, au organizat tot. În spatele clădirii, da, se și tranșa porcul și se și pârlea și se întâmplau multe chestii, iar masa era în garaj. Da. În garajul Europa FM. Era și pe afară și în garaj, după un timp era peste tot, pentru că era o mulțime de vinci de țuică. Poate nu era bine să spunem asta. Câți erați acolo? Mulți. Toți. Toată lumea, practic. Nu mi se pare ok. De ce? Din punctul meu de vedere, pomana porcului este un preparat ce poate fi servit numai pentru 6-8 persoane în condiții optime. Deci noi nu ne-am calificat încă la acest grup restrâns de fericiți ai soartei. Dar de care ce zici face parte Luca? Pentru că pomana porcului corectă, repet, în accepțiunea mea, domnilor, da, constă în carne de porc proaspătă, dar încă care nu a fost refrigerată. Da. Deci asta e toată șmecheria. Și vorba aia, porcul n-are decât 150 de kg și noi suntem numai așa. Stai, lasă-i că nu înțeleg de ce. Și ea trebuie rumenită în untură. Da. De preferat de porc. Așa? Așa. Ideea e că dacă faci pentru o armată de oameni și umpli tuciul ăla cu carne... Ea se fierbe, nu se rumenește, exact, asta spui. Și își pierde din haz. Dar faci în mai multe... Stai puțin, că făceau mai multe tranșe. Faci, n-ai cum... Câte tranșe să faci pentru 80 de oameni? Păi nu mânca toată lumea, nu participa toată lumea la... Adică unii mâncau și orici și alții... Adică își găsea fiecare bucățica lui. Bine, vă fie și bună, nu știu, că nu mi-am dat aminte de episodul ăsta. Da, e repugnă. Deci ții numai pentru tine această experiență. Nu ții numai pentru mine, da, găsiți-vă și voi. Adică după mine o pomană a porcului corectă e exact cum zice Luca, trebuie să faci carnea aia imediat ce ai tăiat porcul, niște murături ca lumea. Se taie porcul și vorbești la bucătărie cu doamnele, care de obicei tranșează, fiți atât, dar mai bine dați-mi și mie niște cuburețe variete. E frumos să-ți dea și măcar o coastă, dacă nu două. Ca să fie cu os. Ca să fie cu os, că... Să dea... De gust. Am înțeles. Știi? Și pui pe urmă de toate. Bine, ideal e să pui ceafă, mușchi, acum mai depinde cum te înțelegi cu doamnele. Dar în ceaun ce mai pui? Untură. Atât? Asta adică nimic. Mie îmi place natura așa. Piper, ardei gras, ceapă, astea, nu? Sare, piper. Atât? În niciun caz de gume, nu. Mai sunt unii care pun ceapă. Da. Am mâncat și cu ceapă, nu era cu ceapă, că ceapă nu e niciodată rea în prăjeală. Mhm. Și în formă mirodenii. Da. Cimbru, de asta, paprika. Boia. Boia. Combinația perfectă e cu murături și cu mămăligă. Asta e combinația cea mai bună. Așa faci? Dar nici cu un tuci de cartofi prăjiți nu e de lepădat. N-au ce căuta cartofii acum. Mie îmi place și cu cartofi.
Bine, mie îmi place coaja, deci pomana porcului aș mânca, e felul meu de mâncare numărul 1 mondial, peste vită, peste ce vrei tu. Dar repet, cu carnea aia de porc nerefrigerată. Și ce bei, Luca, la asta? Că-i dulceagă, așa. Păi o țuică, da. Sau pălincă. Fiartă sau... Depinde acum de situație. Ce se dă? De gazdă. Da. Se poate face și acasă, repet, dacă ai pe cineva care taie porcul astăzi, iată, fac un apel. Uite, ne scrie cineva, zice, ați uitat când a spus Luca că sunteți prea pretențioși pentru pomana porcului? Am uitat. Adică nu-i de noi. Nu-i de noi, mă, gata. Am zis? Da. Da, voi fi zis, voi fi zis. Tu zici multe prostii. Da. Cum să zici așa ceva? Dan de la Cluj zice cu varză. Acum nu știu ce să zic. Brânză, ceapă și pâine caldă de preferat, ne spune Dragoș. Dar nu zice că neapărat cu usturoi făcut cremă, adică mușdei, da. Merge și, dar încă o dată, carnea este atât de bună și ușor dulceagă, așa încât eu nu sunt adeptul să-i pui nicio mirodenie, nici usturoi, nici nimic. Să o mănânci, să te bucuri de... Ești pe natural. Da. Ori cu o pâine crocantă, ori cu... Ești purist. Mămăligă, ori cu cartofi prăjiți. O prostie din București, neapărat varză murată, rece să fie și brânză rasă de oaie. Peste ce? Peste car... Cred că în combinație... Mămăligă. Peste mămăligă, cel poate mai peste mămăligă, da. Pomana porcului, spune Andrei, cu un vin bun. Ok, de acord. Da. Da, cam asta. Variante. Deci pomana să fie. Pomana porcului să fie, da. O facem la anul? Trebuie să organizăm ceva. Faceți rost de porc? Facem rost de porc? Da, mă, că de porc facem rost, nu asta e problema. Să taie porci cu miile. Uh-huh. Găsim noi înțelegere undeva. Important este să ne organizăm. Facem la tine. Ai sufragerie? Vreți să facem la tine, la sufragerie, am văzut pe... Am văzut știrea de acum câteva zile. La mine... Facem vin... o groapă. La mine îl tranșem și la tine facem o groapă în curte. Nu, la mine problema este că acolo în cartier, la mine sunt foarte mulți vânători. Vânătorii au puști. Așa. Dacă eu mă apuc să tai porcul în curte, se activează toți. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.